Bine ați revenit la eu sunt Alex, acesta este MobiCast numărul 9. Suntem în săptămâna în care s-a lansat în sfârșit noul HTC One, se numește HTC One M8. Uh, tot aceeași săptămână este cea în care am fost și la lansarea din România lui Samsung Galaxy S5. Am apucat să pun și eu mâna pe acest telefon și pot să trag unele concluzii. Începem cu cel mai important eveniment al săptămânii, debutul lui HTC One M8. După cum știți, colegul Claudiu a fost la Londra la lansare pe 25, adică marți. Și pot să spun că deja telefonul a primit și primele două reclame, oarecum controversate, cu Gary Oldman care spune bla 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 bla. După Iron Man Robert Downey Jr. l-avem pe Gary Oldman care a jucat multe roluri la viața lui, de la Sid Vicious la ajutorul lui Batman, comisarul Gordon. În rest pot să spun că s-au confirmat toate speculațiile, toate specificațiile pe care le așteptam pentru noul HTC One sunt aici. Astfel HTC One M8 vine cu un ecran de 5.5, Full HD, procesor Snapdragon 801, cameră dual în spate, cameră duo și Android 4.4 KitKat cu HTC Sense 6.0 aplicat peste. Avem și slot microSD, camera frontală de 5 megapixeli și ce pot să spun este că designul este în mare același doar că acum din câte am înțeles este folosit mai mult metal decât la predecesorul său, evident este un pic mai mare corpul pentru a găzdui ecranul puțin mai mare și din câte am înțeles avem și un mod de power saving ceva mai eficient și ceva mai extrem decât înainte, probabil că a răspuns la modul power saving special al lui Galaxy S5. Unii văd acest telefon ca pe o dezamăgire, eu zic să nu ne grăbim. Lumea se plânge că upgrade-ul este mic față de primul HTC One și că acest model nu are șanse prea mari de a face față lui Galaxy S5. Vom vedea, sperăm să punem mâna pe el în curând și să vă ducem un mega review la acest terminal. Pot să spun că privesc acest device cu moderație, nu sunt nici foarte entuziasmat, dar nici dezamăgit. Aștept să văd ce poate. Designul îmi place, dar trag concluziile când o să pun și eu mâna pe el okay. În ultima vreme s-a tot vorbit despre iPhone 5C în Termen negativ, aparent există o conspirație uh, Care trage în jos acest device Se tot vorbește despre faptul că s-a scris foarte mult negativ despre acest terminal Multe articole negative, cifre de vânzări ireale Și totuși începem să avem și tovez că acest terminal chiar se vinde destul de slab iPhone 5C, aparent câțiva operatori din China ar fi respins comenzile, le-ar fi anulat, nu mai doresc să comande acest terminal. Asta înseamnă că iPhone 5C are unele probleme, nu este chiar atât de bine văzut și au început din nou acele denumiri perorative, 5C de la chip în loc de color. În fine, nu știu dacă este conspirație, nu știu dacă chiar merge prost, vrem să vedem negru pe alb, să ne zică Apple, da, 5C a ieșuat, îl anulăm, producem altul, 6C sau renunțăm la această idee de terminal teoretic ieftin, practic scump. O altă veste interesantă acestei săptămâni, Facebook a cumpărat Oculus Rift și compania din spatele său. Asta înseamnă realitate virtuală, asta înseamnă că pe viitor putem să participăm la concerte virtual, putem să vorbim cu medicul de familie, tot virtual, sună înspemântător, dar asta avea Facebook să ne ofere dacă mă întrebați pe mine. Altfel nu înțeleg de ce ar fi cumpărat Oculus Rift. Poate să ne ofere niște jocuri cu realitate virtuală direct pe site. Apoi, odată cu sosirea lui HTC One M8, au sosit și aplicațiile Stock HTC în Play Store. Am văzut BlinkFit, că poate fi descărcat pe unele terminale, nu și pe HTC One-ul de anul trecut. Am văzut și Sense TV și lista pare deschisă și continuă. Și acum o mică povestioară. Luni pe 24 martie am fost la lansarea lui Samsung Galaxy S5 în România. A avut loc la Hotel Intercontinental pe la ora 11. A început cu întârziere, nicio problemă. Ce am remarcat aici e că s-a stat în picioare, nu că mă vait sau ceva, dar ultimele evenimente la care am fost se stătea jos mai degrabă decât în picioare. Alte lucruri de menționat este că evenimentul a durat destul de puțin, Aș zice, nici măcar 30 de minute. Am văzut și un noi oficial Samsung, CEO-ul Samsung și șeful pe partea de mobile. Nu s-a vorbit despre specificații, nu s-a vorbit despre hardware, s-a vorbit despre sentiment. Am văzut patru oameni și povestirea lor de viață. Am aflat cum folosește o tânără acest device pentru jogging, cum folosește un fotograf Galaxy S5 pentru a-și îndeplini pasiunea, apoi un bărbat care este propriului patron... La fel, folosea Galaxy S5 pentru productivitate, el va să și un pahar cu apă pe terminal, de efect, în fine, pot să spun că s-a umblat mai mult la sentiment decât la hardware. Apoi am pus mâna pe telefon în sfârșit, ce m-a șocat, pot să spun negativ, este că butonul Home e foarte rigid și foarte bine adâncit în terminal. Asta am spus dacă mi-am inteles bine și despre iPhone 5S, probabil că ăsta este sacrificiu pe care îl face un producător pentru a putea include un scanner de amprente în mod eficient. În rest, îmi place textura din spate, cu acele mici perforații. Telefonul este mult mai ușor decât te aștepți, la prima vedere. Varianta Electric Blue arată super. Nu-mi plac deloc acele iconuri din zona de setări. Personal consider că zona de setări trebuie să aibă o listă, text cât mai mic, să fie cât mai condensată, să nu-ți pierzi o zi întreagă în acea zonă. În fine, tot zona de setări de pe Galaxy S5 mai amintește puțin de Migo, și mă rest opțiunile camerei sunt un pic înghesuite și nu mai avem acele moduri foarte multe de pe Galaxy S4 mai nou ne descărcăm noi singuri modurile cum facem cu Lenses de pe Windows Phone mai multe găsiți în articolul meu și în hands ul meu despre Galaxy S5 apoi a sosit și un joc nou Angry Birds Epic, cei de la Rovio au trecut în alt gen, mai nou fac turn-based RPG-uri, mi se pare interesant că dacă îl caut pe Google, îl găsesc în iTunes îl pot teoretic descărca, în schimb, dacă îl caut pe iPhone sau iPad, nu-l găsesc și nu-l pot descărca nici dacă accesez linkul din Google. În fine, sperăm să vină Angry Birds Epic cât mai curând, mai ales că este și gratuit. Ați văzut și voi, am publicat review-ul lui iPad Mini Retina, i-am dat o notă mare, este o tabletă bună, o tabletă echilibrată, bateria a scăzut față de primul iPad Mini, sacrificiul dedicat acestui ecran este gata și review-ul în ochiul 1320. Este un fablet interesant prin prisma faptului că teoretic e un gaming device bun, preț mic, în jur de 1300 de lei. Practic nu prea aveți jocuri pe care să le jucați. Windows Phone suferă dacă vrei un shooter mai acătării sau un joc de strategie. Nu ai de unde să găsești asta pe Windows Phone. Ai Asphalt 8, un Modern Combat, încă 2-3 jocuri și s-a cam terminat lista. Ok, cam atât în această săptămână, 2 mega review-uri, iPad mini Retina Lumia 1320, 2 mega lansări, Galaxy S5 în România și HTC One M8 deja în magazinele din toată lumea și sperăm în curând și la noi. Ok, este momentul întrebărilor, începem cu Mobicast 8 și întrebările pe care le-a spus la acest clip. Adrian Sebastian Popa mă întreabă ce părere am despre tabletele cu ecran de 18 inci. Sincer să fiu, nici nu știam că există asemenea tablete, adică mi imaginam. Probabil te referi la tabletele cu rezoluție 4K, acei mamuți, parcă Panasonic are una. Oare ai scris greșit, oare ai vrut să zici 10 inch, oare ai vrut să zici 8 inch, în fine. Tabletele acelea, mamut de care vorbesc, sunt pentru afaceri, pentru prezentări, pentru graficieni, deci nu pot să zic că mă impresionează. În primul rând, cântăresc mult, nu sunt portabile și sunt doar pentru profesioniști. Mai mult, costă în jur de 1000 de euro, deci... Nu prea tentează mai pe nimeni. Blue Light Tevasi, un user neincomplicat, mă întreabă dacă aș prefera să cumpăr jocurile din Android Market. Oho, Ho nu-i mai spun Android Market de mult. E Play Store. Sau să le downloadez pe gratis de pe alte site-uri. Ce să zic? Eu am că renunțat la piraterie, cumpăr și jocurile de PlayStation 3, descarc aplicațiile pe bani, nu m-aș vedea descărcând de pe APK Mania. Au fost momente când m-a enervat un joc, de exemplu Dungeon... Keeper, Dungeon Hunter sau cum se numește, Dungeon Hunter 4, parcă de la Gameloft, chiar mă enerva, nu puteam să trec mai departe, așa că am descărcat varianta piratată plină de gologani și am trecut mai departe. Cam asta este când te enervezi într-un joc și nu vrei să cheltuiești 100 de euro. Tot același user îmi cere să fac un top al jocurilor Android, răbdare, se face și acesta imediat. În top ar fi cu siguranță Siberia, un super joc. Alexander Kevin are o întrebare simplă și la obiect. Samsung Galaxy S5 sau HTC One M8. Până acum m-a dezamăgit puțin Galaxy S5 și One 2 dezamăgește și el puțin, dar totuși promite mult. Îmi place că a evoluat foarte mult camera. Țineți minte că HTC One 1 avea o cameră foarte bună. E bine, din câte am văzut, HTC One M8 are o cameră și mai bună și asta mă interesează foarte mult. O să vedem la review. Cosmin Daniel are o întrebare foarte bună, foarte pertinentă, care sper să ajungă și la urechile celor de la HTC. Este următoarea. De ce HTC nu face tablete? Păi, ce să spun, probabil că nu vrea să riște. În primul rând, asta înseamnă foarte mulți bani cheltuiți, asta înseamnă o producție enormă, înseamnă să riști să ai un eșec care se poate îngropa întreaga afacere. Din partea mea, mai bine nu scoteau HTC One Max, n-am mai auzit nimic de el, n-am văzut super oferte, n-am văzut lichidări de stoc, n-am văzut cifre de vânzări. Decât să facă acel tablet, care era slab dotat la momentul lansării, mai bine scoteau o tabletă, Tableta Flyer pe care au scos-o ei cu câțiva ani în urmă nu era deloc rea, ba chiar făcea unele lucruri cu stylusuri pe care Samsung încă nu începuse să le facă cu Note, deci din partea mea să lansez o tabletă, poate chiar să riște un Windows 8, cine știe, deși mai bine încerc un Android, astfel poți să țină prețul ceva mai jos. Mihai încă mă întreabă tot, HTC M8 sau Galaxy S5, Robert Hergane, dacă ar fi să-ți un Android, ce Android ți-ai lua? Mă refer telefon și marcă. Eu aș merge pe Samsung Galaxy Note 3, eventual mai aștept câteva luni când scade prețul exact în paragul lui lansării Note 4 și ar fi o super afacere. Este chiar mai puternic decât Galaxy S5, mi-e greu să cred că Galaxy S5 are camera mai bună, deci aș fi total încântat de acest device, nu mă supără dimensiunile, pot să joc orice joc, am și stylus, deci Galaxy Note 3 este ceea ce mi-aș lua. Utilizatorul Geoc HKR are întrebarea de ce nu vedem o creștere a memoriei interne la tablete în raport cu performanța. Avem ecranul 1080p, un film a rezoluția asta are 10 GB și memoria noastră internă este 32 pe hârtie. De ce nu putem să avem 64 128? E bine, pentru că memoria flash este încă destul de scumpă, cel puțin la cantitatea la care vrei tu și văd că mi-ai sugerat în întrebare să nu răspund ceva de gen pentru că există card de memorie. Eu spun așa, pentru că există cloud, viitorul este în cloud, tot mai multă lume se mută în cloud și hai să ne gândim, să tragem linie și să vedem câți dintre noi privesc YouTube versus filme de care zici tu de 10 giga pe telefon, câți dintre noi recunoașteți, descarcă acele seriale, episoade folosind, eu știu, torente sau alte servicii, cât ocupă ele? 200 de mega, 300 de mega, de aceea spun, cine se uită la 10 GB pe telefonul mobil, de unde și cele 10 giga, și nu, chiar nu este o problemă. Nu filmele sunt problema, jocurile de 2-3 giga, e bine, acelea sunt problema. Dacă vrei să ai mai mult de, nu știu, 5-6, începi să ai probleme cu stocarea. Eu spun să ne uităm la video în cloud, se poate face asta și pe telefonul mobil, nu mai sta să ne complicăm și v-am spus ce rost are să iei un film de 10 giga pe telefonul mobil. Ok, um, ITNC Tutorials mă întreabă dintre Asus Google Nexus 7 2013 și LG G-Pad 8.3 care este mai bună eu zic că LG G Pad are și bateria puțin mai bună dacă mi-am bine, are ceva funcții și aplicații în plus, camera nu e la fel de bună ca la Nexus 7 2013, dar avem difuzoare destul de ok, ce să mai zic, un ecran foarte, foarte bun, se bate de la egal cu Nexus 7, deși Nexus 7 are o luminositate fantastică, în cele din urmă LG G Pad câștigă, mai ales că am văzut în zilele acestea un super preț, parcă la EMAG, undeva pe la 1000 de lei, pentru LG G Pad mi se pare un preț foarte bun. Ciobanu Cosmin mă întreabă când vine Android 4.4 pentru Samsung Galaxy S4. E bine, aici e noroc, cunosc o persoană, o cunoștință foarte apropiată de-a mea, care are Galaxy S4, cumpărat de la Quick Mobile în aprilie anul trecut și i-a sosit Android 4.4, chiar versiunea 4.4.2, zilele trecute, în această săptămână, dacă este un punct de reper, înseamnă că deja probabil ai și tu update-ul sau ar trebui să-ți vină în curând. Ok, Apple P vrea neapărat un review la jocul Blocky Roads, Uh, recunosc acest nume, mi s-a mai cerut acest review și cu câteva zile în urmă, o să mă uit, o să văd dacă e interesant și fac cu siguranță un review. Ați văzut și voi de fiecare dată când mi a cerut un review, m-am conformat, l-am realizat fie pe iPad mini, fie pe alt device. Stanciu Iulian vrea să știe iPhone 5S sau HTC One, ce îmi recomanzi? Depinde ce vrei, depinde ce pretenția e de la device-ul tău, deja nu prea mai tolerează lumea ecrane de 4 inci, se uită în jur și râvnește la un Note 3, la un Galaxy S5, lumea vrea ecrane mai mari, ok, știu că Apple a optimizat totul bine, a încadrat a statura virtuală pe ecran bine, jocurile arată bine, dar v spus, lumea vrea ecrane mari, eu recomand HTC One, camera este clar superioară față de iPhone 5S și cred că și bateria este ceva mai bună. Ok, Petri, Relty, Petri Reti, Uh, care este topul aplicațiilor folosite pe Android, nu contează root, a root. După cum știi, eu nu prea folosesc așa mult Android, dar de fiecare dată când îmi trece un terminal prin mână, instantaneu instalez uh, Twitter, Dropbox, dacă nu e deja instalat, benchmark-urile, SoundCloud eventual, să mai ascult o melodie, 2-3 gratuit, de la câțiva DJ care îmi plac, apoi, uh, ce să zic, uh, MX Player, este un player care îmi place foarte mult, pentru mine, MX Player este pe telefonul mobil, ce este VLC pe uh, desktop sau laptop? Din câte știu, cred că există și VLC pe mobil, dar nu-l folosesc încă. Ok, Robert Balint se pare că vrea să știe și el ce aș alege între Galaxy S4 și Note 2. Este săptămâna întrebărilor, din câte văd. Eu aș alege Galaxy S4, totuși. Este un telefon foarte bun. Și Note 2 deja este un pic demodat. Apoi mă întreabă ce aș alege între iPhone 5 și S4. Din nou, Galaxy S4... Trebuie să menționez că, deși am iPhone 5, nu știu dacă l-aș fi ales neapărat pe el. Eu l-am primit cadou și nu pot să zic că uh, e un cadou care se refuză. Robert CHK mă întreabă dacă merită Nexus 5 pentru prețul de acum. Da, de ce nu? Am văzut că a scăzut destul de mult, undeva sub valoarea de 1600 de lei sau chiar 1500 de lei. Este un preț bun, este un procesor Snapdragon 800 la interior care încă se bate de la egal cu celelalte Snapdragon-uri. Pe piață nu au ajuns încă terminalele cu Snapdragon 801, deci 800-le este de top pentru încă o săptămână sau două până vine S5 HTC One M8 și Xperia Z2. Deci pot să zic că da, Nexus 5 merită, mai ales că o să primești update-urile la timp și prin iunie o să primești cel mai nou Android direct pe acest terminal în vreme ce utilizatorii de S5 și M8 vor rămâne blocați la KitKat. Uh, comentariu interesant de la Adrian Ionuț. E un contrast frumos între vocea ta liniștită și imaginea aia când ți-ai cumpărat iPhone 3GS. La prima vedere pare un tip dur. Însă ești destul de calm din câte am văzut. Nu te-au după toți haterii. Uh, la, 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 lor, dacă le dau un telefon să-i facă review, ar încurca butoanele de volum. Văd că este mai degrabă un compliment decât o întrebare ce pot să zic? Pot să comentez pe seama acestui comentariu care are 1 2 3 4 5 rânduri. Pot să zic că mi s-a mai zis chiar în ultima săptămână că par un tip calm. Știi vorba aia, uh, cum era, apele adânci, apele calme sunt cele mai adânci sau ceva de acest gen. În fine, poate sunt nervos la interior sau, nu știu, tip dur la interior dar nu mă manifest. Ok. Mr. J vrea să știe ce telefon cu prețuri până în 1500 de lei îmi recomanzi. Un Nokia Lumia 920 s-ar merita. Da, de ce nu? Este o alegere bună. Are o cameră destul de ok, din câte mi-amintesc. Nu o să-ți placă că este foarte mare pentru ce ecran are. Și vorba lui Marian F, mai bine pui în jur de 100 de lei și ție un Nexus 5. Prețurile scad. În continuare, deci Nexus 5 este o idee bună. Sau de ce nu chiar și un Nexus 4, deși nu mă omor cu sticla sa. Uh, ok, alte întrebări. Darius Budelecan, nume foarte drăguț. Darius, cuceritor, luptător de pe vremuri, bătălii istorice. Cât de des în Timișoara? Am văzut review în review-uri multe mostre foto în Timișoara. Pot să spun că atunci când eu am foarte multă treabă, uh, preia frăiele și Ervin și mai face și el poze, mostre foto chiar în Timișoara. Eu de obicei fac poze în București, în parcul Alexandru Iancuza sau Iore sau în Herăstrău sau în parcul Carol dar mă ajută și Ervin cu poze în Timișoara. Mai schimbă și noi decorul să nu vă plictisiți. Mai era Daniel ne întreabă de ce sunt multe review-uri la jocuri Android și iOS, dar mai puțin la cele Windows Phone. Păi, ce Windows phone primim, acele folosim pentru review-uri. O să vezi că în aceste zile punem două review-uri de jocuri pe Nokia Lumia 1320. Ok, Anca am cam terminat cu întrebările de pe canalul YouTube. Îmi pare rău pentru cei care nu au primit răspuns la întrebare puteți să repetați întrebarea și vă răspund în următorul mobicast. Trecem la forum. Hai să vedem aici un nume de utilizator amuzant, Florin Șaorma, mă întreabă cine cred că va câștiga Champions League anul acesta. Eu aș merge pe mâna celor de la Real Madrid, merg foarte bine, dar am mare încredere și în Paris Saint-Germain, vom vedea. Eu spun că dacă se întâlneze Real cu Paris Saint-Germain, acest meci va da câștigătoarea. Toți Florin Șaorma vrea să știe dacă televiziunea se va muta pe internet. Eu spun că deja s-a mutat tot mai multe platforme online, tot mai mulți provider de conținuturi s-au mutat pe internet și ne oferă serviciile direct pe televizor. Apoi N. Iulian de pe forum vrea să știe dacă pot să fac review-uri la mai multe jocuri first person shooter. Cu dragă inimă, numai să se și lanseze, îți dai seama că nu fac la jocuri statice gen Frontline Commando. Ele se dau shootere, dar nu sunt ideea de a sta pe loc și a trage din care se mișcă în fața mea, nu-mi surde deloc. Am văzut șutere bune, Modern Combat 4, Nova 3, Uh, chiar și acel Call of Duty pe care l-am testat pe iPad mini cu ceva vreme în urmă, erau destul de bune, dar nu prea se scotă de multe șutere, mai ales în 2014, au trecut deja 3 luni din an și este un an al crizei de șutere. Nu prea sunt șutere, nu știu ce se întâmplă. Ok, am terminat cu întrebările, încă o dată scuze pentru cei care nu și-au primit răspuns la întrebare. O ultima mențiune, am văzut că ați întrebat, după ce mi-am zis eu toate datele personale în ultimul mobicast, am văzut că ați întrebat câteva despre Ervin, când e născut el, e bine, este născut în 1970, în cazul în care mă întrebați. Hai să trecem și la diverse. Am jucat în ultimele zile Deus Ex The Fall, am jucat la modul că am savurat, îl aveam și pe iPad Mini, dar se bloca mereu. Pe iPad Mini Retina nu se blochează, este un joc fantastic, foarte complex, multe alegeri alegeri la dialoguri, alegeri la acțiuni și alegeri la rutele pe care le luați pentru a surprinde inimicii. Am descoperit un serial pe care le evitasem, știu că rula pe AXN, se numește Hannibal, este povestea criminalului în serie și canibalului Hannibal Lecter. Vine în continuare lui Red Dragon, dacă nu mă și, și inspirat de cartea cu același nume, sau cartea Hannibal, nu știu exact. În fine, un serial bun, un serial destul de grotesc, mare atenție, nu este chiar pentru minori probabil cel mai bolnav serial la ora actuală, aș putea spune, uh, mai bolnav decât American Horror Story. Am văzut că a început și sezonul 2 din Bates Motel, iar criminal, criminal în serie, faimosul Norman Bates din Psycho. Apoi vine în cinematografe chiar la final de săptămână, faimosul film Noa sau Noe sau cum vreți să spuneți. Uh, povestea cu arca lui Noe știți și voi din Biblie, potopul și toate acelea. Pedigriul este important aici, avem un regizor de top, Darren Aronofsky care a făcut Recon for a Dream, The Wrestler, The Fountain, Black Swan și alte filme interesante precum Pi și soundtrack de Clint Mansell, probabil cel mai bun compozitor de soundtrack-uri după Hans Zimmer. În fine, mergeți la Noe dacă vă plac filmele epice și puțin biblice. Apoi am un mesaj pentru cei de la Gameloft, nu mai copiați jocuri băieți, au copiat Call of Duty cu Modern Combat, am jucat recent Eternal Legacy, copie totală după Final Fantasy, totală, chiar și frezele personajelor, nu mi se pare ok. Și la fel Dungeon Hunter copiază RPG-urile, copiază Diablo, dacă este să o să zicem baia dreaptă, Asphalt copiază NFC, deci aș vrea să vă Game of un joc original, dacă se poate. Ok, pe final am jucat Tiny Death Star, un joc inedit, un joc amuzant, l-aș încadra la casual puzzle, am jucat pe Windows 8, m a distrat de minune, este un joc din universul Star Wars, sunt practic un patron de clădire, Kiria și mei sunt personaje tot felul de ciubaca, de roboței, de Darth Vader care îmi vin în chirie. Avem un turn, construim multe nivele, o să vedeți un review în curând. La final vă las cu o întrebare, vreau să-mi recomandați locuri în București unde vreți să fac poze, altele decât de obicei, ați văzut că tot gravitez în jurul Herăstrăului, Parcului Iore sau Parcul Carol. Unde ați vrea voi să vedeți poze făcute cu aparatele pe care le primim în teste, cu telefoanele și tabletele? Voi spuneți, eu zic da, nu, și poate vedeți niște poze foarte drăguze. Acesta a fost MobiCast numărul 9 bazat pe HTC One M8 și Galaxy S5. Vă spun la revedere și vă aștept la MobiCast 10. La revedere!